În unitățile medicale din Iași au început să ajungă primii pacienți din Ucraina care au avut nevoie de îngrijiri medicale. 6 spitale din subordinea Consiliului Județean Iași acordă gratuit cetățenilor ucraineni asistență medicală primară și tratament, servicii medicale de urgență în spitale și tratament medical gratuit pentru bolile acute sau cronice care le pun viața în pericol. La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași au fost tratați mai mulți copii, iar la maternitatea Elena Doamna Iași a fost îngrijită o pacientă însărcinată în 20 de săptămâni și în unitatea de primire a urgențelor de la Spitalul Sfântul Spiridon au ajuns mai mulți pacienți. În ultimele 4 zile au fost apeluri pe 112 pentru mai mulți refugiați din Ucraina cu diverse probleme. A fost inițial pacientul de 70 de ani adus de la un hotel din Iași, un pacient cu bronșită cronico-obstructivă, cu status post-COVID, cu probleme respiratorii, care a fost evaluat în urgență și internat în clinica medicală de gardă. Iar în cursul nopții a fost un apel de la o pensiune din localitatea Lețcani, unde se află mai multe familii cu 10 copii. Dintre ei, 4 prezentau simptome de rinofaringită și conjunctivită. S-a decis transportul lor cu 2 ambulanțe împreună cu mămicile la unitatea primire urgență a Spitalului Sfânta Maria pentru evaluare și tratament de specialitate. Și la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Obluia și-a ajuns un prim pacient din Ucraina. Unitatea medicală oferă servicii medicale de neurologie, neurochirurgie, terapie intensivă și ambulator, medicină internă, diabet, zaharat și ortopedie. Deci până în momentul de față s-a adresat o singură persoană din Ucraina în serviciul nostru de primire urgențe pentru niște crize comițiale. A fost investigată, tratată și a plecat mai departe, nu a rămas internată. În ceea ce privește modul în care spitalul este pregătit să facă față unui număr mare de migranți, probabil că se va întâmpla lucrul ăsta, noi vom asigura servicii medicale în regim de ambulator, cât și în regim de internare continuă cronic sau urgențe, pentru toți migranții care vor veni din această zonă de conflict pe specialitățile pe care spitalul le deservește. Unitatea medicală este capabilă să primească și răniți proveniți din zonele de conflict, fiind pregătită și cu personal medical care vorbește limba rusă. Sunt un număr de 16 medici care sunt cunoscători de limba rusă și vor asigura comunicarea cu acești migranți. Pe de altă parte, spitalul este pregătit să primească în scenariul cel mai grav răniții din această zonă de conflict, fiind singurul spital de specialitate care poate asigura asistență medicală de înaltă calitate în ceea ce privește traumatologia craniocerebrală și vertebrală secundară unor asemenea conflicte. Pentru acest fapt, noi putem asigura tratamentul unui număr aproximativ de 50 de pacienți. Da? Suntem pregătiți pentru asta. Cu tot ce înseamnă, da? Echipe medicale. Și Spitalul Parhon din Iași este pregătit să primească refugiați din Ucraina care suferă de boli renale și au nevoie de îngrijire medicală de specialitate. Reprezentanții unității medicale spun că se adresează atât pacienților care sunt în derulare a procedurilor de dializă, cât și celor care au suferit un transplant renal și au nevoie de evaluare sau urmărire a stării de sănătate. Legem această urgență medicală, umanitară și suntem în contact cu colegi din Ucraina, colegi din Europa, prin care punem datele noastre într-o bază de date comune și încercăm acolo unde este cazul să furnizăm aceste servicii de dializă. O a doua categorie este categoria pacienților care au deja transplant renal și la care este important să poată să aibă acces la medicamente imunosupresoare și să aibă acces la consultații, lucru care iar putem să-l oferim la Spitalul Parhon. În județul Iași sunt disponibile 120 de paturi în spitale pentru asistență medicală a răniților din Ucraina.